Bine ați venit pe canalul nostru! Înainte de a începe acest videoclip, nu uita de a te abona la acest canal și de a da un like pentru a ne susține. Abonarea este gratuită. Vă dorim vizionare plăcută! Nare se simte copăleșită de disperare când îl găsește pe Sankar, abia respirând. În urma incidentului în care bărbatul a fost implicat împreună cu Akin, lucrurile s-au complicat. Kahraman a intervenit pentru a-l apăra pe Akin, iar acum acesta l-a denunțat pe Sankar autorităților. Acum Sankar este acuzat de tentativă de omor, dar Nare nu are de gând să-și trădeze iubitul și, mai mult, intenționează să-l țină ascuns până când rănile îi vor fi vindecate. Nare îi cere lui Elvan să nu dezvăluie adevăratul motiv pentru care Sankar este într-o stare gravă. De fapt, Sankar și Akin s-au aruncat împreună de pe stâncă dar nimeni nu trebuie să afle adevărul. În același timp, Narei cere lui Kahraman să renunțe la acuzațiile împotriva lui Sankar. Ceea ce Nare nu știe este că și prietenul ei bun, Jedis, l-a denunțat pe Sankar autorităților.